Mașina trebuie să te facă pe tine fericit, să fie făcută exact pe gusturile tale și pentru nevoile tale. Adică, în punctul meu de vedere, mașina trebuie să o și poți folosi. Bine ați venit la un nou episod cu o mașină modificată, de data asta Polo. Am mai avut Polo, nu știu dacă am mai avut, nici n-are importanță. El este Chris Cristache, pe numele lui de scenă. Vrei să zici numele, mă, cu totul? Cristian Dincă. Dincă, frate. Ca să-l știe lumea, să-l caute pe Google. Proprietar de Polo și de motoretă, dar asta nu discutăm, de motorete, că nu vă pasionează decât mașinile modificate. Așa că îmi povestești tu mie de când l-ai cumpărat, de ce Polo și cum au apărut lucrurile în viața ta și cum ai ajuns în punctul ăsta și în cât timp și te mai ajute cu întrebări pe parcurs. Mașina o am din 2013. Ok. De ce Polo? Ar zice? Pentru că n-am avut bani. Da. N-ai avut bani? N-am avut bani de Golf 4. Ok. Atât am putut atunci. Okay. Am vrut neapărat în 4 uși și o mașină diesel. Pentru mine nu a fost în gând să ajungă mașina așa. Am nevoie de o mașină să merg. Tu ai zis că ai nevoie să îți iei o mașină să mergi, că erai motociclist. Exact. Asta e ideea, adică exact. Să știi oamenii. Exact. Aveam motocicletă, mi-am cumpărat mașină. Ulterior am vândut motocicleta, iar toți banii de motocicletă s-au dus în mașină. Aveai treabă cu mașini modificate? Aveam treabă cu mașini modificate. Mergeam la evenimente ca și vizitator. Tot am văzut zilele astea că s-a vorbit despre evenimentele de la Prisma. M-am dus la Prisma, dacă îți mai amintești, în anul în care a luat BMW-ul lui Haiu Foc. Da, acolo, okay. Eram acolo, am mers cu autobuz preorășenesc, cu bilete preorășenești, luate de la Piața Presei, biletele. Deci mergeam la evenimente, mergeam la cursele legale de pe Cheiul Dâmbovițe, mergeam la Fortuning. Doar că erau mai multe evenimente atunci ca acum. Fenomenul era mai puternic, dacă mă întreb mie, așa mi se părea. Sincer, nu știu să zic exact acum, poate că nu mai mi-amintesc exact, dar erau evenimente la care mă duceam, chiar dacă eu mă plimbam cu motocicleta și nu aveam o mașină. Da. Și ulterior, după ce am luat mașina, m-am apucat de ea. Ca de obicei, o suspensie, ce-ți permiți, un Tata Technics. După aia începe o roată, mai schimb roata. Mai pui altă jantă. Am început să-mi cumpăr kitul de GTI, care a fost foarte greu de găsit. Polo GTI, mai ales pentru dezmembrat, sunt foarte rare. Să nu mai zic să iei una întreagă, știi? Mai ales caroseria asta. Da. Adică GTI-ul pe vremea GTI-ul aia era... GTI-ul de 6-2, care s-a fabricat doar 2 ani. Au fost destul de puține bucăți fabricate. Am început, am găsit o grilă, am mai găsit cealaltă grilă, am găsit un eleron, stai că mai trebuie să cumperi și stopul dacă schimbi și spui eleronul, că nu mai merge stopul dinainte. Și uite așa până le-am strâns pe toate. Și acum vine întrebarea publicului. De ce n-ai făcut, frate meu, ceva custom din fibră? Să o personalizezi? Nu să spui amprenta, frate meu, de ce n-ai avut curaj să fii inovator? Nu, n-am vrut să nu, varianta asta în niciun caz. Deși încă mai era NFS. Am preferat să merg pe stilul ăsta OEM Plus, ca să zic așa, cât mai curată, chiar dacă e un TDI pe care l-am făcut cu aspect de GTI, dar îmi place mai mult cum se vede așa. Asta a fost părerea mea și gustul meu, ca să zic. Eu te-am întrebat pentru că, mai mult ca sigur, nu,
greșesc. Cu siguranță, genul ăsta de oameni nu se uită la emisiune. Dar am tot văzut întrebări și am tot văzut acuze ale unor oameni care nu-i stimez absolut deloc, cum că am omorât personalizarea mașinilor. Pentru că noi am venit și am zis că acceptăm la evenimente mașini cu roți și suspensii. Minim, roți și suspensii, știi? Și atunci oamenii au zis, domne, le-ai tăiat aripile băieților care creează lucruri unice. Și pe de o parte au dreptate. Adică o mașină modificată înseamnă o mașină făcută cât mai special, cât mai unică, ca să zici tu, uite, am o jantă neagră, e altă culoare, sunt cineva, știi? Da. Să-ți pui amprenta, dar e foarte greu să poți să direcționezi niște oameni în a face ceva custom și mișto sau plăcut ochiului, știi, frumos. Așa mergem pe direcția OM+, că e o direcție care n-are cum să dea greș. Exact. N-are exact. Cum să fie nasoală, n-are cum să, tu folosind doar piese OM sau OE sau cum vreți voi OE, să le ziceți, da. N-ai cum să greșești. Exact, exact. Așa, așa ai făcut, așa ai mers. Da. Mașina, din punctul meu de vedere, este superbă. Din punctul meu de vedere, nu-s fan mileuri, nu-s fan, dar are și alte jante pe partea cealaltă. Dar e vorba de gusturile mele și dacă eu nu sunt fan, asta nu înseamnă că mașinile nu sunt frumoase și cu jantele, asta înseamnă că eu nu mi-aș pune atâta tot. Cele mai mari modificări, mașina le-a suferit în ultimii 4 ani, ajunsesem la un prag în care am zis o vând sau încep să o modific agresiv. Nu aveam încă perne, nu aveam roți scumpe, nu era vopsită, mașina a fost neagră înainte, nu aveam interior, nu aveam absolut nimic. Mici detalii de GTI care erau pe aia, nici nu mai știu dacă aveam farurile în momentul ăla, care sunt foarte greu de găsit. Problema este că piese noi nu se mai fabrică pentru modelul GTI și mai nou, acum vreo lună, m-am lovit de o problemă că nu se mai fabrică piese nici pentru acest TDI. Piese de motor, anumite piese, nu le mai găsești, că nu se mai nasol. Fabrică. Și este o mașină din anul 2000, adică nu este foarte veche, ca să zice așa. Da. Am pus-o la vânzare, am stat, nu știu, 2-3 luni, nu s-a poate nimic. Chiar mai puțin. Am văzut că nu se vinde, sau cel puțin dacă se vindea, se vindea pe un preț în care nu mă va avantaja pe mine și am zis, ok, merg pe un perne. Deja începeam investițiile foarte mari care depășeau 1000 de euro, ca să zic așa. 1000 era un buget era acceptabil, minimum, știi, o da. Limită așa, exact. După aia ce sar peste 1000, da, într-adevăr, și nu mai e așa o cheltuială simplă. Început. Am pus perne, după ce am pus perne, bineînțeles că a început treaba cu filmentul, pune anvelope mai mici, trage roțile, aranjează-le, schimbă roțile, mărește aripile, am mărit aripile și pe față și pe spate. Bine, le-am lățit, nu le-am lățit, mărit. Lățit, da, mărit, tot aia. Trebuia să o vopsesc. Nu am avut bani, am căutat cea mai ieftină soluție pentru anul respectiv, ca să nu stau cu patru aripi chituite. Ok. Și am pus un colant, cel mai ieftin colant de pe piață, din ala de taxiu, da. O variantă la vreo 1300 de lei, ceva de genul m-a costat. Da. Și tot la... Așa? Așa? Am stat un an cu mașina colantată, deja pusesem și roțile, aveam niște BBS RM atunci. Am mai strâns bani în anul acela, iar iarna 2019-2020 am vopsit mașina cu schimbare de culoare, cu interioare, cu tot dezmembrată toată. Am cumpărat interiorul, l-am pus. Interiorul Recaro, adică interiorul la asta se referă. Interiorul Recaro, da, sunt niște scaune de Opel Corsa OPC, Opel Corsa D OPC, pe care le-am luat, le-am retapizat. Am retapizat și bancheta. Ai modificat prinderile, să nu înțeleagă cineva că se potrivesc da, la Opel, la Volkswagen. Diferență foarte mare pe varianta aceasta de caroserie și Golf 4 și Golf 3, că au altfel prinderile față de Golful 5, ca să zic, unde acolo este mult mai ușor să le pui, pentru că la mine există niște rotițe în spate care sunt șinele pe laterale, iar la Corsa sunt simplu niște șinele. Sunt încastrate șine în caroserie la Volkswagen, exact, cum exact, ar veni, au exact, exact, niște exact șanțuri și... Exact. Dar s-a făcut, scaunele sunt puse foarte bine, stau drept în ele, cine adică nu stau cu volanul stânga dreaptă. Adi, de la Rocket Fabrication. E da? Viața lui să monteze scaune, dar i-am și întrebat. Da, el mi le-a montat. Am avut mașina atunci la Razac pentru un upgrade la perne, că varianta cu pernele sunt la
al treilea setup. Prima am avut o variantă mai ieftină. Entry level, fără management, după aia management, după aia nu știu după ce. După aia mi-am pus independentă, dar tot fără management, adică ceva comandă. Și după asta am trecut la airlift. Față spate la independentă sunt destul de mari, mai ales când mergi pe o suspensie pe niște amortizoare stock refăcute pentru perne și ne-au o suspensie sport, care sunt mult mai moi și mai confortabile decât o suspensie sport și vezi diferența pe curbe pentru că nu se mai plimbă aerul dintr-o parte în alta. Pe niște amortizoare sport, din ce am mai vorbit cu alți prieteni care au, am înțeles că nu ar fi așa mare diferența. Iar de la o independentă normală, la fără un management digital, la una cu management digital, cum am eu un airlift, au fost mai multe plusuri pentru mine. Odată nu am spațiu foarte mult în mașină, nu am mai avut unde să montez 3 ceasuri sau am avut un ceas analogic cu digital, pardon, care mi-a arătat 5 presiuni, dar avea probleme cu ecranul, cu temperatura, se încălzea și nu se mai vedea foarte bine. Telecomandă de pus, butoane, așa. Telecomanda aia mică de la Airlift, care are și ecran și butoane, am încastrat-o frumos în scrumieră și pot să o și închid și nu se vede. Da. Scrumiera oricum nu era folosită. Cum e mașina pe stradă? Tu știu că ai fost în Polonia la Races cu mașina, da, pe roți. Mai nou, Ultrace. Așa. Și asta zic, faci distanțe lungi, mergi pe curbe, pe gropi, pe chestii de genul ăsta. Păi hai să încep altfel. Te rog. Eu merg de vreo 5 ani în Polonia, sau al 5-lea an în care am mers în Polonia, am mers 2 ani ca vizitator și 3 ani cu mașina. Am văzut acolo ce s-a întâmplat, am zis că eu trebuie să-mi fac o mașină ca să ajung aici. Și a fost visul meu să ajung acolo. Am făcut-o, am ajuns, acum 3 ani am ajuns prima dată. Dar înainte să ajung cu mașina acum 3 ani, a fost acum 4 ani când mașina era neagră și aveam perne față-spate. Am fost cu ea Polonia, ca vizitator, mașina a rămas afară și după asta am plecat într-o excursie prin Germania, am pus pe la Berlin, după aia prin sudul Germaniei, tot așa am stat, nu știu, 2 săptămâni, undeva la 5.000 de kilometri, cu suspensia față-spate, chiar a fost foarte ok, n-am avut probleme. Anul trecut, în pandemie, s-a tot amânat evenimentul, au schimbat ei și orașul, dar până la urmă s-a ținut în alt oraș, am fost prin septembrie, din nou cu mașina pe roți. Aveam tot BBS-urile RM, cu care nu am vrut să merg până acolo pe mașină, pentru că aveam niște anvelope foarte mici, streciu mare și drum lung, buze de aluminiu, am zis că le sablez până acolo, le stric. Am mai mers cu un prieten cu o mașină, am avut roțile el în portbagaj, mașina pe roți, pe alte roți, am mers, am schimbat roțile la hotel, bineînțeles. Am ajuns la eveniment, a fost tot ok. Anul acesta, eu mi-am dorit foarte mult roțile astea BBS RS. N-am avut bani de RS-uri prima dată, am început cu RM-urile, pe alea le-am găsit. Sunt niște roți destul de scumpe, se găsesc foarte greu în varianta 4100 și foarte scump. Mi le-am făcut cu buzera din ox, totul nou pe ele, anvelopele puțin mai mari, nu mai am așa frică să merg. Și am zis, anul acesta mergem pe roți cu mașina. Bun. Am plecat cu roțile noi, făcute puse în aprilie pe mașină, ceva de genul. Am fost la Ultrace, a fost ok totul. După am plecat undeva în nordul Poloniei, ne-am prietenit cu niște polonezi. Am stat pe la ei în total, tot așa, excursie de vreo 5.000 de kilometri. 12 zile am fost plecați. Mașina a mers fără probleme, că la 3 zile după ce m-am întors am venit la mare, la evenimentul de la Street Maniac. Și acum o vezi aici, deci, bineînțeles, urme după drum, câteva pietricele. Nu ai cum să o folosești fără să nu se vadă, e imposibil. Exact. E imposibil, dar e frumos să le folosești, e păcat să le ții. Doar eu mi-am făcut mașina să mă bucur de ea. Să se bucure și alții, uite. Și să se bucure și alții. Evenimentelor, bineînțeles, bineînțeles, dar știi? În momentul în care te urci la volan și ea merge cum îți dorești tu să meargă, că mai există și momente în care nu merge, te face să zâmbești, știi? Corect. Și ai o plăcere în a o conduce. Așa e. Eu îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră și că ai venit să-ți prezint mașina. Nu uitați de share, like și subscribe. Gata, și mi-am luat și nasul din cadru.